Te bine vin la nou vlog, nu mai am filmat ieri pentru că i-a fost rău bunicu și acum filmăm. Ce pregătești tu? A luat ieri bunica cu bunicul curci și ai dat drum la bliț. Și acum facem ciorbă de varză cu coastă de aia de la porci și curcă, cum ar veni vorba. Dar stai să-ți arăt ceva mai gras de la curcă, asta e spartă. Deci îți arăt. Uite ce gras era, deci uite, și uite câtă untură a ieșit, s-a adunat o bunică aici, vezi? Foarte grasă, exagerat de grasă curca. Și facem ciorbă cu varză, ce facem noi țigani? Da, bravo. Ciorbă cu varză. Să mâncăm. Faceți fetilor. Și vreau cu apa un pic, stai mă. Du-te și la bunicul la vin. Aici facem vinul. Tragem vinul. Uitați. Uite, murători. Avem și murători. Avem multe. Ce faci aici? Trag vinul din damijană, îl bag în alta. Da. Foarte frumos. Nu filme de aici. Ai umplut-o? Da. Hai de mine. Asta e vin de butură. Nu știu că tot e de curcă. De curcă dau la cățelul tău, Denisa. Uite. Mănâncă și el. Da. Hai. Mâncare ei. Am băgat varză, am băgat oroș, am băgat cepi, am băgat. Rețeta complicată. Uite, dragi prieteni. Avem o... Nu știu ce asta, scrieți-ne în comentarii. Ce vreți că cum e în comentarii? Ce-i încălită? Da, ce avem aici, place. Denisa? Varză. Uite cu curcă grasă. Uite ce curcă a fost aici, foarte frumoasă. Foarte grasă a fost. Mâncăm varză călită. Uite, Denisa, uite ce curcă a fost. Faină de tot. Da. Așa că nu uitați să vă abonați la bunicuța, să dați un mare like. Am pus să bagă niște verdețuri, așa, și să mâncăm câte un castron, așa, de ciorbă, să intre la suflet și la inimă. O varză și o mâncare acrișoară, Denisa, acrișoară, Denisa. Uite, e foarte frumoasă și foarte arată. Mărar. Foarte minunată, Denisa. Mărar. Ador, mărar. Dacă era mamică ta acasă, mânca și ea bucăță, că, Doamne, Dumnezeule, ce să mai mă fac eu? Sunt trisaș? Nu. De mamică ta. A, nu. A, nu. Da, uite, găti bunica de dimineață. Uite, acolo o greuță de usturoi la socolea. Arată foarte bine. Mâncarea. Așa. A fost grasă, Denisa. Uite câtă untură am strâns. Da. Untură de curcă asta. De curcă. A fost de ce curci? Curci, nu jucării. A fost grasă. Las-o aici că... Mai facem o varză pe tigaie, mai facem ce putem acum. Nu mai mâncăm nici noi așa carne multă, mai mâncăm o pasăre, mai mâncăm un pui, mai mâncăm un ciodolan, mai mâncăm un cartof. Carne ne-am săturat deocamdată. Mai mâncăm de sărbători mai multă, mai multă, mai puțină. Să vedem cum ne încadrăm. Să vedem cum ne încadrăm. Da. N-am mai vorbit de 2-3 zile că n-am mai avut treaba aia. A fost lui bunicul rău. Ea a fost puțin cam rău, dar a dat Dumnezeu și i-a trecut. Îi mulțumim lui Dumnezeu că i-a trecut moșului. Așa că nu uitați să vă abonați la bunicul tău, nu a dat un mare like. Vă abonați. Ne pregătim să luăm mațuța. Ne pregătim să mâncăm acum ciorbă. De curcă și de varză.
Poftim la masă. Nu mai punem aparatul bebe. Le ferbem, le spălăm bine și tot le mâncăm noi. Așa că nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna și dați un mare like. Da. Noi mâncăm și revenim. Zici și tu, toacă din gura ca luminița. Toacă. Zici. Cum... Am mâncat și acum spargem la lemne. Acum spargem două lemne. E cam frig, de ta n-avem ce să facem. E frig. Uite, Denisa a făcut niște țăpliși. Am făcut niște lemne. Uite. Nu mai fac așa niște lemne, babă. Nu sunt greu de spart. Ăsta m-am bun de tăiat. Am luat cu joc și multe pe mine, că mi-e frig. E un frig la noi ca lumea. Așa cum să vine doamna să-i punem o perfuză moșului, că nu s-a simțit, de ieri noapte nu s-a simțit bine, dar acum e foarte... De-aia mai punem un perfuzor. Mai reveni, dar mai punem un perfuzor. Uite așa de misă. Acum... Vedem cu lemnele și aici. Uite ăsta să sparg, să pun la fumat. Asta că nu e putred. Uite ăsta așa. Așa, dragii mei. Fani. Dragii mei prieteni, mai urmăriți ce mai face bunica Zâna. Și ce mai face doamna patroana și ce mai face doamna bunica. Noi amândouă, noi suntem niște femei mai în vârstă, mai bătrâne, dar mai ne ținem și noi câte un filmuleț. Așa, că mai ne distrăm, că mai vorbim, că mai facem eu și cu patroana. Dar n-am ajuns nici în ziua de astăzi la ea. Uite, multe treburi, multe... Nu poți. De ce nu pot, că mâncai astăzi? Ia hai! Da să vezi și-al dracuie. Da să vezi și-al naibării. Și lemnul ăsta. Așa că nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna, să dați un mare like. Că o să filmăm mai des. Vă mulțumim pentru comentariile frumoase. Uite așa să mi le duc eu înăuntru la mine. Ca să am dimineață. Mâine este Moș Nicolae. Da. Ce ai pregătit bunica? Ha? Pentru Moș Nicolae. Eee, vedem ce surpriză îți fac. Un puișor de găină. De ce? Așa să ți-l frig la tavă. Nu-i bine? Hai, fată, că vedem noi. Niște ălea. Vedem noi ce facem. Da. Ai filmat acolo la... Am filmat. La bunicul tău, ca petrecut vinul ăla, ce-a făcut să pliși ca să avem pentru dimineață, mamă.
Acum să le iau, să le duc acasă, mami. Așa. Le pun acolo după sobă și să faci o uscate, mama. Uscate, mami, să fac. Haide acum. Hai, mami. Este foarte frig afară. E frig acum. Mama, de braciul, de conjoacele ăștia. Hai, Denisa. Ieși din portița, Denisa. Hai, du-te, hai. Nu are niciun rost. Bunica te duce la moș, că este bolnav. De la lemne, Isaac culea la moșu. Moșul meu la ora asta e în pat. Și i-a venit cu sânul amețală, i-a fost un pic rău și a venit doamna asistenta, i-a pus niște perfuză de el și să simtă bine. Îi mulțumim lui Dumnezeu și acum uite-l în pat. Ce faci, moșule? Moșul meu. Ce stau? Ce rău? La o să vină să-l curgă perfuză. E perfuză. E bine, e mai bine acum. Mai bine, mai bine. E mai bine, a fost puțin rău, dar noi l-am salvat mai repede. Ca să nu-l lăsăm pe moșul nostru, că ăsta mai avem un bătrân, din toți bătrânii ăștia, mai avem, pe moșul mai l-avem. Să se facă bine, să duce să facă căldări cazane în sat, că mă pun cu ciumagul pe el. Îi dau două ciumeje de... Îl fac bun de tot. I-am pus una, mai, asta una îi mai punem și gata. Da, dar nu mai are nimic. Să simtă bine acum. I-a fost și un pic rău, de la oboseală, de la muncă. Da, nu mai are nimic acum. Da, Denisa. Și să face bine, și să duce în sat. Aduce murători, aduce cartofi, aduce găini, aduce curcan, gâșe, aduce sui ca să avem de sărbători, să o încălzim în ceaun cu ardei, uite. De-aia țuică bem la ceaun, ca mămăliga. Nu mai mâncă mămăligă și bem țuică. Apoi când începe să ninge, cred că bem țuică. Așa facem. Astăzi mai am făcut treabă, mai am făcut curățenii, mai am spas la lemne, mai am dat la porci. Să duse ziua, asta e ziua. Ziua e mică acum. Noaptea de astă vară este ziua acum ieri. Și... să termin cu moșul ăsta acolo, mă duc la cârciumă și beau două beri, trei beri. Vreau să mă îmbăt în seara asta, să dorm beată. Curcă beată vreau să dorm. Nu mai pot să mai zic altceva, adică curcă beată. Atâta vreau să mă îmbăt. Ce face Olguța și bunică ta? Spală curtea. Acum spală curtea pe vremea asta și ei. Ziceam să ne apucăm să spălăm covoarele, dar să se mai îndreaptă țără vremea. Da. Uite, băgai lemne în sobă. Da, e cam fricuță. Să se mai încălzească. Da. Arată și nu sunt, bine, hai, mersi, pa, pa, pa. Aici unde dorm eu cu moșul. Opre, ia. Asta este averea mea, casa mea. Care mă hodinesc aici. Noaptea, unde dorm noaptea aici. Ziua sunt toată ziua la bucătărie, noaptea intră aici. La culcat. Ca găinile.
Mai ai vorbit cu o mică ta? Nu. Da, pom de te... De 10 ori telefon de azi dimineața seara. Da. Am de te, am de te telefon. Și ea, și tatăl. Nu mai miște sau... Haltă-i morci. Bă, fă-i pe aia, fă-i pe aia, trece timpul. Da. Mă chemă doamna Ileana pe aia și eu n-am fost. Așa că nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna, să dați un mare like și scrieți-ne în comentarii dacă vă place ce facem noi toată ziua. Și moșu se simte rău. Revenim!